Doamne, te antrenezi pe un teren special. Da, aminte marile. Da, am amintit plăcute de pe acest teren, a reușit promovarea. Dar acum ne antrenăm pentru alte obiective. Da. În ultimul timp, suporterii nu prea au amintiri plăcute legate de meciurile cu Rapid. Da, i-am cam dezamăgit în ultima perioadă la meciurile cu Rapid. Știm că e o rivalitate mare între ei. Dar sper că la următorul meci să le facem o bucurie și pentru noi și pentru ei. E un meci important și sper să-l câștigăm. Am înțeles că s-au vândut biletele și e clar, un meci cu Rapid, mai ales că e și această rivalitate, sigur, sunt o atmosferă istorică. V-ați mai prins biletul? Da, dar noi le-am luat de la început, da. Eu am abonament. Te surprinde faptul că la pariuri petrolul e favorit în dauna Rapidului? Nu mă surprinde, nu. Petrolul e o echipă bună acum. Jucător bun și mai ales că jucăm acasă. Să vă spuneți că sunteți o echipă dependentă de sport? Nu știu, dar na, se poate spune și așa, că jucăm mai bine acasă. Acasă e greu să ne bată cineva, în deplasare am mai avut probleme. Dar, sigur, ne ajută foarte mult publicul. Da, e adevărat, când stai pe margine, nu e așa plăcut. Cel mai bine e să fii în teren și sper să joc acum și să mă ajute echipa, nu? Mai ales că e un meci cu Rapid. Orice meci e important, nu contează că e Rapid, știu, sau altă echipă, cum a fost Iașiu, orice meci e important. Totuși, un meci cu Rapid pentru Petrol, pentru suporteri, e un derby de tradiție, un meci special pentru ei. Da, pentru ei e meci special și ne dorim să ne facem o bucurie, să câștigăm meciul de sâmbătă. Acum n-am prea rost să comentez și nu am ce să spun despre acest subiect. Dar te așteptai, Adrian, să vină această ofertă? Bine, dânsul a zis că te dorește de asta. Nu, ți-am spus, nu, chiar nu am ce să comentez. Astăzi sunt aici. Hai, repede! Hop, repede! Hai!